Bună ziua și shalom tuturor de aici din Israel. Pesachul, Passover în limba engleză, Paștele în limba română, e un lucru care ne face să ne gândim foarte mult la credința noastră, la familia noastră și, bineînțeles, la cel de sus, la Dumnezeu. Însă, unde sunt obiceiurile, unde sunt tradițiile și care este înțelesul biblic al acestei sărbători? Prin câteva filmulețe de Pesach, noi cei de la Elni Flatur am vrea să vă spunem înțelesul biblic al acestei sărbători, cât și anumite obiceiuri și tradiții pe care evreii mesianici, cât și alți evrei le țin. Așa că stați aproape de noi. Mâine seară, 23 aprilie, va urma acest serial, va începe acest serial, câteva episoade despre Pesach, între obiceiuri, tradiții și înțeles biblic. Vă așteptăm! Anul acesta este primul an când multe familii din Israel țin Pesachul fără cei dragi. Urarea tradițională pe care evreii o folosesc cu ocazia acestei sărbători este Pesach Sameach, care înseamnă un Paște fericit sau binecuvântat. Însă foarte mulți dintre israelieni nu vor sărbători în acest fel și nu vor spune Pesach Sameach datorită faptului că încă 133 de răpiți sunt în Gaza și nu se știe nimic de situația lor. Până atunci, noi vă dorim tuturor celor care sărbătoriți această sărbătoare alături de cei dragi în România, în America, în alte țări și pe unde sărbătoriți această sărbătoare, care începe pe 22 aprilie seara, pe data de 14 Nisan și se termină pe data de 29 aprilie. Vă dorim tuturor Pesach Sameach, un Pesach binecuvântat, alături de Dumnezeu însuși și alături de Mântuitorul în care credem că este Yeshua HaMashiach. Pesach Sameach tuturor!